săptămână călduroasă. Duminică, în sfârșit, liberi. Cât e ceasul? 6 după amiază. 31,5 grade. Doamne ajută. Momentul oportun să ieșim la plajă. Prin căutările mele în ceea ce privește plajele din jurul capitalei insulei Mallorca, am descoperit și anume Cala Blava. Un loc mic și ascuns, în general frecventat de către localnici. Cum și noi suntem niște mici, cum să zic, localnicuți, nu? Că nu putem să spunem că suntem localnici încă, adică pe deplin. Stai, doamne, că ești localnic, ai rezidența aici, trăiești aici, muncești aici, adică nu ești localnic, tu ești localnicuț. Suntem localnicuți. E fain. Suntem stai puțin, că dacă trebuie să te iei după antichitate, păi așa, vorba lui Sule, nu mai e nimeni maiorchin. Nici măcar spaniolii nu sunt maiorchini, având în vedere că insula a fost nu știu câte sute de ani în dominație, ce a fost? Maură, așa, da. Deci, da, bun, revenim. Deci, în primul rând, frecventată de către localnici. Plaja se află într-un cartier relativ exclusivist, ca să zic așa. Căsuțe drăguțe, apartamente. Aici unde am fost asta iarnă, locuri. Când am căutat un apartament, da. Okay. Aici am fost asta iarnă, în plimbările noastre, când am văzut son very nou, ca să zic așa. Și am trecut pe lângă o pancartă care spunea Cala Mosques, dar bineînțeles că nu am băgat-o în seamă. Ei bine, pentru că n-am vrut să conducem foarte departe, întrucât este foarte târziu, în zi, am ales să venim aici, la Cala Blava. Și acum urmează spectacolul cunoscut, trebuie să căutăm parcare. Corect, trebuie să căutăm parcare, spectacolul cunoscut. Nu poți parchezi. Pentru că na, aici nu putem parca. În fine, cineva a cheltuit foarte multe milioane de euro să facă o casă. Și să nu se parchezi în fața și lui. Și să nu, care cumva să parchezi în fața lui, că adevărul că este sacrilegiu. Nu e niciun fel de problemă, că putem parca un pic mai departe. Da? Că doar nu ne deranjează atât de tare. Aici este altă intrare. Așa. Așa cum am spus, am mai fost aici în niște plimbări și anume suntem foarte aproape de Son Verino, un loc în care probabil că la iarnă o să revenim, da? ca să-l mai filmăm. Și ai parcat sau urmează să ieși? Nu, a parcat. Da, a parcat, Doamne ajută. Mulțumim frumos că pui semnalul. Dar nu e așa, norocul ține cu cei buni. Corect? Și uite așa, parcăm și noi. Ești sigur că aici poți să... Că pune valo permanent? Aici, mai așa. Că acolo e trabajo permanent, dar aici nu e nimic. Vezi? Cinstit? Bun. Gata, domnul. Stai să luăm... telefoanele. Oprim toate cele. Așa. Bun. Deci, așa cum am spus, suntem la 20 de minute de Palma de Mallorca, fix în capătul locației Playa de Palma. Trebuia să-mi dai mie gâzda, nu? Dar ca să poți să-ți iei tu punga de băuturi. Da? Ok. Ca orice... Dacă e cazul, vin după aia. Ca orice cetățean responsabil, punga de băuturi și prosoape. Așa. Vamos. Vamos în spate. Apa acolo? Păi nu. Habar am. Corect. Tu ai setat locația. Eu am setat locația, da. Așa cum am spus, cartierul este cât de cât exclusivist, nu? Și cactus frumos. Da. Un cactus uriaș. Și vestiții palmieri. Mă uitasem la o agenție imobiliară zilele trecute
și prețul mediu unei case este în jur de 600 de mii. De euro. Da? Aș plăti 600 de mii. Dar plăti 600, uite, și eu aș plăti 600 de mii să stau aici. Și eu aș plăti 600 de mii să stau aici, da. Super tare, pom. Dar na, mi-am promis solemn că viața asta nu am avut parte decât de muncă, dar cu siguranță viața viitoare o să fac în așa fel încât să, domne, să am parte și de altceva, nu numai de muncă. Bun. Asta este sapescheria plană, da? Aici am eu. Asta este lângă. 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 Mai încolo. Mai încolo. Asta este sapescheria plană. Foarte multe case în construcție. Sapescheria plană și coborârea către unde am fost, nu știi? Către Somverino. Da, da. M-ați perdit dacă e un pedon el jacuzzi, corect. Este și asta un fel de spaniolă. Da? Mai de baltă, așa, dar e ok. Și atunci, hai să vedem ce... Nu? Uite ce vedere frumoasă au dumnealor. Ce parcare generoasă au în fața căsuței. Asta ce e? Ficus, nu? Wow! Cât a ficusul, frate? Ai pom, ai umbră. N-ai pom și torn betoane. Un țăran cu... Un țăran cu motocicleta, cu toba spartă, că na, fiecare cu țăranilor. Ai pomi în curte, ai umbră și temperatură scăzută. Torn betoane și asfalt, ai 220 de grade. Pe principiu, cum îți așterni, așa doar. Corect? Corect. Bun, dacă vreți niște ridași. Am ajuns la... Păi așa să filmeze tot, ca la Blava după unii, ca la Moschez după alții. Hm? Care este hibiscus? Asta este hibiscus, da? Ai grijă. Sau cum îi ziceam, bunică, ca trandafir japonez. Trandafir japonez, dar ăsta e măslin, nu? Da. Nu e măslin ăsta? Da. Ok. Sau ba da. O casă tipică maiorchină, da? Ai grijă la scări? Am grijă, tu să ai grijă. Da, da. Eu sunt echipat cu răspunzător pentru mers pe scări. Am papuci care alunecă cel mai tare. Da? Casă cu terasă, care probabil a fost cumpărată și urmează să fie reformată. Reformată ca orice casă care de altfel se respectă în insulele Baleare, nu-i așa? Bun. E bine? E plin de turiști. E plin de turiști. Ca peste tot de altfel. Dar cu siguranță că pentru o baie și o și puțină plajă se găsește loc și pentru subsemnații, chiar dacă este mai plin decât ne așteptam. Este o oră destul de înaintată în zi, dar în același timp este și foarte cald, iar lumea trebuie să se folosească la urmă urmei de beneficiile apropierii de Marea Mediterană. Okay, revenim.